Lovebugs, Happy Enigmas. Suntem în ziua 2 de Enigmas și astăzi este de fapt 29 noiembrie și mergem la fan meeting-ul lui Tătucu. Tătucu are un fan meeting pe care l-a anunțat de ceva timp și m-a rugat să fiu și eu pe acolo, să mai ajut cu una altea. Și asta facem. Am ajuns aseară acasă, abia am reușit să despachetez, încă sunt cu casa vraiște, cu toate alea vraiște, n-am apă caldă, e ceva de vis. M-am spălat cu apă rece, ceea ce e absolut fabulos în noiembrie, da, whatever. Sunt gata, de-aia am început vlogul acum, nu știu cât o să filmez astăzi. But hopefully o să filmez câte ceva. Așa e outfit-ul meu de astăzi. Sunt albastră, albăstrie așa. O să-mi iau paltonul ăla albastru și plecăm pentru că, da, ar trebui să o iau spre autobuz. Partea bună e că nu plouă. Că ieri când am ajuns acasă ploua. Deci e bine că nu plouă. Suntem încă bine. No. Hai să mergem. Mergem în oraș, trebuie să ajung la ora, la romană. Nu-mi ies cuvintele, sunt foarte agitată, după cum vedeți. Trebuie să ajung la romană. Și de acolo o să o iau pe jos până la The Room, Showroom, care este acolo în spatele Ateneului. Și da, avem și fotoliu, discutăm despre el când mă întorc. N-am apucat să vorbesc cu voi pe parcurs, n-am apucat să zic nimic, dar ca să înțelegeți rezumatul este ăsta. Okidoki, haideți că m-am așezat. I-am dat lui Udi să se pape și hai să vă arăt. Deci prima dată să vă povestesc. Am ajuns relativ la timp după ce nu m-a luat autobuzul pentru că notam prin noroi și încercam să jonglez să nu mă murdăresc chiar toată de noroi. Nu m-a luat autobuzul, am luat o ocazie, în fine, am ajuns până la urmă că trebuia să ajung la romană, că The Room Showroom este foarte aproape de romană, este fix în spatele Ateneului și luând-o pe la romană de la metrou, așa, pe diagonală, ajung super repede și... Am ajuns acolo și tătucul era deja panicată că nu o să avem timp, era 3. Teoretic, fan meeting-ul ei trebuia să înceapă la 5 jumate. Și era panicată că nu o să avem timp să aranjăm toate punguțele pentru că a avut sponsori
și a avut punguțe cam de la fiecare sponsor. Fiecare sponsor a venit cu punguța lui și trebuia să punem produsele în fiecare punguță ca să dea bine. Cei de la Clarins, în schimb, au fost foarte drăguți și au trimis deja punguțele gata făcute, că au întârziat puțin produsele, dar au fost foarte drăguți că erau gata făcute, doar le-am așezat în poziție de stat și a fost super. Și a avut multe, multe sacoșele și multe produse. Am pus ceva pe Instagram și cineva chiar îmi zicea, zice, wow, a venit Moș Nicolae. Da, cam așa e, că a venit Moș Nicolae și o să vă arate așa, pe bucăți, cam ce a fost în punguțele respective. Și odată a fost ca sponsor Sezamo, care au adus apă, suc, și punguțele astea, pentru că au fost foarte bine gândite, pentru că au fost multe punguțe și a fost bine că lumea a putut să-și pună în punga de la Sezamo, să-și pună toate punguțele, că au fost multe. Și am avut așa, odată am avut Good Days Therapy, care este aici, pe care i-ați mai văzut la mine, pentru că am mai primit și eu pachete de PR. În punguța de la Good Days Therapy avem așa, un Ultra C Imunocomplex. V-am mai arătat eu ăsta pentru că este cumva produsul lor vedetă. Are vitamina C, D3, zinc și seleniu. Este un supliment pentru imunitate și mai ales în perioada asta cu răcelile, cu toate cele, este foarte bun. După aia a venit ăsta, un Cola Fast, care am înțeles că și ăsta este foarte, foarte iubit de multă lume, Cola Fast-ul. Ăsta chiar am să-i dau lui mama, să vedem cum o să se înțeleagă cu el. Sunt foarte curioasă dacă o să se înțeleagă cu el și dacă o să o ajute. La gen cu absorpție rapidă ar fi. Așa, mai avem un Uroefect, ăsta este un fel de supliment pentru situațiile în care ai infecție urinară. Cred că este interesant și ăsta, n-am mai avut de mult, slavă cerului, dar e bun de avut. Ăsta este HelpNorm, care este cel suplimentul pe bază de zinc pentru situațiile în care ai herpes. Și oricum zincul este foarte bun și pentru piele. În cazul în care aveți probleme cu acnea sau probleme de genul ăsta, este foarte bun și pentru aspectul ăsta. E foarte interesant. Extract purificant de rășină, mumie, că de aici și numele. Ăsta ar fi tot așa pentru imunitate, memorie și așa mai departe, care are ginseng. Am înțeles că gustul la el nu ar fi tocmai cel mai grozav la capsulele astea, dar că e de ginseng. Și eu știu cum sunt suplimentele pe bază de ginseng, că mai luam în facultate. Dar e ok până la urmă, adică se pot lua. Le poți amesteca în sucuri naturale sau în altceva ca să le mai schimbe puțin gustul. Dar da, e foarte haios numele de mumie, da. Așa, și asta a fost de la Good Days Therapy. Apoi, Yves Rocher, care iarăși a fost un sponsor super, super generos. Le-am văzut și pe fetele de la Yves Rocher. Din păcate, n-am apucat să vorbesc cu ele. Așa, dar sunt foarte de drăguțe. Și avem aici Family Bio, crem hidratant, lejer, 24 de ore, pentru toate tipurile de piele. Este din gama aia bio a lor, cu extracte de microplante, din care am avut masca și ce am mai avut? Am mai avut ceva, parcă gelul de curățare sau ceva, că n-am lucrat eu la un moment dat cu Yves Rocher. Avem un Grand Du Café, este gelul de duș cel fabulos, ultra cunoscut de la Yves Rocher, cu cafea, care mie personal îmi miroase a tiramisu mai degrabă. Toată lumea știe gelul ăsta de duș, este cel mai popular. Și stați că mă strigă Udi. Așa. Apoi, mai avem unul din produsele mele preferate de la Yves Rocher, demachiantul bifazic cu albăstrele. Este unul dintre produsele vechi, 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 vechi de la Yves Rocher, dar este super, super bun. Întotdeauna mi-a plăcut demachiantul ăsta, este super, 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 super bun. Așa, un rimel sau mascara, după cum vreți să-i spuneți, Metamorphos
Metamorfoz, de fapt. Antens metamorfoz. Nu o să-l desfac acum, sau? Hai să-l desfacem. Are, a, are hârtiuța gata, s-a rupt. Așa că să văd cum este. Este puțin încărcată. O să trebuiască să o șterg și după ce o șterg, după ce o voi șterge și revine, e puțin încărcată, că na. Așa. Am înțeles că-s bune mascara astea de la Yves Rocher și ăsta este un ruj, cred, sau ceva, un lip butter. Stați așa că nu mă prind. E lip butter sau e Yves Rocher? Nu văd. Pe eticheta mică nu văd. Stați un pic. La asta nu mai merge cu răsucitul ca la mascara. E un ruj, da. Ah, cu o nuanță foarte drăgălașă de roz maro. E mai mult maro. La voi se vede mai roz decât este la mine. Dar it's nice. Asta știu că zicea tătugul că a insistat dacă pot să trimită produse make-up pentru că lumea nu prea-i cunoaște pentru produsele de make-up și este adevărat. Multă lume știe pentru gelurile de duș, pentru geluri de curățare, de machiante, creme și așa mai departe, dar prea puțină lume încearcă produsele de make-up de la Yves Rocher și nu sunt rele chiar deloc. Așa, mai avem o fiolă de la Infinitum. O fiolă. Deeper Wrinkle Anti-Age Serum. Ok, o să vedem cum ce o să fie de... de ea, o fiolă, așa, și Marionou a fost sponsor și Marionou a trimis produse Lancome și avem aici un mini ser de la Lancome, de la Jolific, clasicul Jolific și stai de așa, ăsta cred că este ăla de machiare. Asta nu, e crema, e crema, am crezut că este ăla... gelul de balsamul ăla de curățare. Dar nu, e crema. Din, cred că e din aceeași gamă cu gelul ăla de curățare. Apoi, de la acasă la Moș Crăciun avem așa un punguță foarte, foarte drăgălașă în care avem un ceai care mi s-a părut foarte interesant. Am reușit să arunc un ochi așa peste el și este cu ceai de castravete amar. Nu știu ce este castravetele amar în primul rând. Deci aici mi-a dat daună totală și trebuie să aflu. Și pe lângă asta, cred că mai are și alte plante. Și sunt foarte curioasă de cum, ce gust are. Poate chiar în seara asta îmi fac un ceai. Să vedem. Cam treabă în seara asta, nu glumă. Așa. Ia să vedem cum miroase, că eu sunt curioasă numai și cum miroase. Interesant. Ia uitați. Interesantă textura. Miroase a plantă uscată, adică nu. Și ca textură așa ar părea să fie ca o castană din aia, dar cum sunt castanele, dar că lunguieț și îl tai pur și simplu. Da. Foarte interesant. Așa. Și mai erau niște ornamente care, din ce am văzut eu, că erau diferite. În fiecare pumâță era alt tip de ornament. Aici am trei steluțe foarte drăgălașe. Eu, uitați ce drăguțe sunt. Sunt din acelea, din material, așa. Dar e fain că sunt roșii și se potrivesc. Astea merg chiar și ca semn de carte, dacă mă întrebați pe mine. Sunt foarte cute. Arată foarte drăguț. Așa, și asta ce este? 926 Advertising. A, e o carte de vizită. Cred că sunt cei care au făcut, de fapt, steluțele, decorațiunile. Și ultimul, dar nu cel din urmă, colesel, vine de la, de la Clarins, într-o punguță care nu este branduită, dar nu-i problemă. Și avem așa, o mostră de... Crow Flash Cream Mask, da, o cremă din aia de tip mască, da, nu știu, n-am încercat-o, nu știu cum este, dar este bună acest, este un șandion, cam așa, Extra Firming Night, o altă cremă pentru noapte, asta cred că este crema de ochi, nu? Da, Total Eye Control, contur, pardon, nu control, Total Eye Contour Gel,
Ceea ce sună foarte bine mie, pentru că mie îmi plac produsele gel pentru... Asta cred că e chiar full size. Aha. Foarte, foarte fain. Și un quad cu ombre for colors, numărul 2. Așa scrie. Nu știu dacă se vede în lumina asta. Nu cred că vedeți voi ceva. Așa. Și sunt niște nuanțe foarte, foarte drăgălașe. Arată bine. Sunt foarte curioasă. Poate le folosim în zilele astea să vedem cum se comportă pe ochi și cum se aplică, cum rezistă și așa mai departe. Da, am mai primit niște chestii de la Tătucu, dar nu o să vi le arăt acum, că da, sunt... mi-a mai dat ea niște chestii. Alea au fost extra pentru mine, așa că a vrut ea să mi le dea, nu au făcut parte de... A, asta este o perie, da, uite, o perie de păr foarte faină. Cu din astea din bambus. Foarte, foarte bună. Chiar avem nevoie de perie de păr, nu zic că nu. Fiindcă v-am mai zis eu că am o oroare să spăl periile și decât să le spăl mai bine schimb. Așa mai bine le arunc. Da, și în rest a fost foarte fain, a fost destul de multă lume. Acolo la The Showroom nu pare mic spațiu, dar când se adună multă, multă lume, a fost un pic de înghesuială, dar a fost bine. Adică eu mă bucur de înghesuială, pentru că, în cazul ăsta, nu tot timpul, în cazul ăsta mă bucur de înghesuială că asta înseamnă că, păi, chiar vine lumea și chiar e interesată de Ana în mod special și să o vadă, ceea ce mă bucur. Și foarte fain meeting-ul ăsta, pentru că pe lângă socializare, ceea ce am văzut că s-a întâmplat, pentru că am mai filmat așa pentru Ana și am văzut că s-a întâmplat socializarea acolo între fete, comunicau între ele, vorbeau, povesteau chiar și cu Ana și ele între ele și a fost foarte fain că s-a întâmplat treaba asta. Pe lângă asta... s-a uitat și au avut spațiu necesar să se uite și la haine, să probeze, să mai descopere, nu știu, designer români, pentru că la The Room Showroom este practic un showroom pentru haine cu designeri români, ceea ce e minunat. Și încă mă gândesc la rochia aia, încă mă gândesc intens la rochia aia pe care am văzut-o acolo și nu știu dacă să-mi iau sau nu, mai aștept puțin, dar da... foarte, foarte faine. Mulțumim mult, Ana. I-am zis și personal, dar îi mulțumesc încă o dată pentru treaba asta, că m-a implicat și pe mine și sper că pentru ea a ieșit exact așa cum și-a dorit și cum și-a imaginat că ar trebui să iasă și mie mi se pare că a ieșit foarte bine. Acum, nu știu ce să zic mai mult de atâtea, cât că n-am apucat să vorbesc cu voi, deci nici nu m-am descălțat. N-am apucat să vorbesc cu voi pentru că a fost o frenezie totală, adică și pentru mine să vorbesc acolo. M-am întâlnit și eu cu fete care mă urmăresc și pe mine și cu ocazia asta le pup și le îmbrățișez și a fost foarte fain ca să văd că mai am și eu urmăritoare pe acolo. Așa. Și da, am... mai povesti cu fetele, m-am văzut și cu Georgiana de la Chic in Quest, care este o dulceață, este o bomboană de fată, este absolut splendidă, este foarte drăgălașă. Și chiar mi-aduc aminte că recent, acum câteva săptămâni, zicea tătucu, nu știu, într-un story, ceva de genul ăsta, că i-a zis cineva lui Georgiana că e urâtă sau ceva și n-are cum, adică n-ai cum, dacă și Georgiana e urâtă fizic vorbind, nu numai vorbind ca caracterul ei. Da, unii oameni chiar sunt, au să zicem, reperele foarte debusolate, așa. Dar nu, este foarte, foarte drăguță și foarte simpatică și ne-am recunoscut acolo, că nu, eu nu m-am mai întâlnit cu ea fizic până acum, dar e foarte, foarte drăguță, vă zic eu că e foarte, foarte drăguță și foarte dulce și sociabilă și simpatică. Și Udi este aici, Udi este puțin supărată că n-am băgat-o prea mult în seamă astăzi, ei a fost foarte dor de mine și ea și-a manifestat dorul față de mine, fiindcă... Jimmy nu. Jimmy a fost mai cu prima dată, m-a mărâit, m-a alungat și după aia a venit la mine să-l iubesc și s-a adus aminte că stai că tu lipseai din peisaj, tu ai lipsit în ultima vreme din peisaj, dar ea și-a manifestat dragostea față de mine imediat cum și-a sesizat că m-am întors. A fost foarte, foarte drăgășitoasă.
foarte iubitoare și mami o iubește foarte, foarte mult pe nudicea mea, da? Deci o frumoasă lui mama. Deci o frumoasă, a dormit cu mine, m-a înghesuit, m-au trezit de vreo 4 ore azi noapte ca să simt că m-am întors. Așa, dar în rest bine. Da. De principiu, eu nu mai am să vă zic foarte mult în seara asta. Trebuie să mă apuc să îmi pregătesc primul episod din Nicmas, că ăsta este 2, și o să-l pregătesc din seara asta, fiindcă trebuie să intre pe membership, trebuie să intre înainte, că așa v-am promis că intră cu o zi înainte. Și nu mai am multe de zis, nu știu cât e de lung vlogul ăsta. Again, nu vor fi vloguri super lungi, nu toate vor fi lungi, și vom avea pe parcursul Nicmasului și vloguri preînregistrate. Nu acum, nu e cazul chiar acum, dar o să vină și câteva clipulețe preînregistrate. V-am zis că va fi un mix așa. Sunt foarte, foarte încântată că am rezistat până acum. O să vă povestesc probabil mâine sau într-un vlog viitor toată tărășenia de ce n-am postat, că în cazul în care mă urmăriți știți că la final de noiembrie n-am mai postat. A fost un haos general, filmasem un vlog și pentru final de noiembrie nu l-am mai pus, așa că o să vă, probabil mâine, în vlogul de mâine o să vă pun la curent cu tot ce s-a mai întâmplat în ultimele zile. Asta așa ca să pot să stau să liniștită și să nu-mi scape. Că acum dacă mă apuc să povestesc, sigur îmi scapă detalii și sigur nu ceva îmi sare de pe macază așa. Și nu are sens să insist în seara asta. Sunt puțin obosită, că v-am zis, am ajuns aseară, am ajuns ieri după masă, n-am avut apă caldă pentru că centrala mea face figuri, că de ce ar fi bine. M-au trezit ăștia de vreo 4 ori, cum ziceam, azi noapte, așa că vreau să termin în seara asta ce am de făcut, că mai am ceva de lucru și pe lângă asta să editez, să-mi pun laptopul la punct și să editez și după aceea să dorm, ca să pot să țin ritmul Nicmasului. Hopefully o să vină tot Nicmasul. Nu știu, dar eu îmi doresc din tot sufletul. Bine, v-am pupat, o seară frumoasă, mulțumesc dacă ați rezistat până la final. Spuneți-mi dacă mă urmăriți în Nicmas, dacă sunteți entuziasmate și entuziasmați de Nicmas sau așa. Vorbim în vlogul de mâine. Ciao!